to be here, really. Astăzi este ziua cea mare în care o prezentăm pe pisicuța noastră frumoasă, Kit, care știți bine deja că va fi un brawler legendar. Dar, oare chiar merită să fie legendar? Eu zic că da, o să vedem imediat dacă chiar merită luată și mai ales că o să vină cu o ofertă, știți bine, în prima săptămână, după aceea puteți să o luați cu credite cu toții, adică practic cumva gratis. Pe lângă faptul acesta, în acest episod vă prezint și noul PES care o să vină de-abia în februarie, pentru că cel din ianuarie l-am prezentat, acesta este din februarie, cu skinul pe Kit. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars cu sneak peek-ul din acest update. Este ultimul brawler din acest update pe care îl prezentăm și dacă văd acolo susținere foarte mare din partea voastră, poate să vin într-un episod în care o să prezint toți brawlerii aceștia, cei 3, versus toți brawlerii din joc, dar de fapt Miko va veni mâine și chiar am o întrebare pentru voi. Credeți că merită că la ora 9 va veni cadou cu Miko să luăm brawler gratis, să facem un live la ora 9 și să jucăm, să facem live gen maraton toată ziua, 12 ore, ar merita? Totodată acest live ar fi și pentru 1 milion de abonați și vă mulțumesc din suflet tuturor celor care apăsați butonul de like și vă abonați. Hai să faceți și la acest episod dacă se poate 5.000 de like-uri. Oare reușiți să îndepliniți chestia asta? Ar fi minunat dacă am putea să facem challenge-ul acesta, să le îndeplinim cu succes. Și ceea ce este cel mai important, să aveți și codul Mădăin pe shop, pentru că mâine, mai mult ca sigur, vom face live și o să mai dăm încă 3 skin-uri de Stumble Stu și după aia o să vin zilele următoare cu cele 5 Brawl Pass-uri plus pentru voi. Așa că asigurați-vă că aveți codul Mădăin pe shop și spuneți în comentarii acolo sau pe premieră dacă să facem un live de la ora 9, probabil că majoritatea să fiți de la școală, dar live-ul cumva rămâne salvat, oricum o să ne găsiți toată ziua pe live și vreau să pușem acest Miko, mai ales faptul că îți dă acele win-uri în plus, adică win streak-uri și poți să faci mai multe trofee. Sincer, mă bate gândul ca să joc la solo și să-l pușesc pe acest Miko ca în vremurile bune, dar hai să vedem. Poate să programez live-ul de astă seară și mâine vă face live de dimineață și toată ziua o să facem live. În fine, deci, după cum am spus, Kit va fi un brawler legendar. Și uitați-vă ce faină arată poza de profil, poza acestui brawler, de fapt acestei pisicuțe, dar chestia e ciudată puțin, pentru că acest Kit e de fapt băiețel. Ați auzit? Deci nu este o pisicuță în adevăratul sens al cuvântului, este un mârtan Kit. Cine s-ar fi așteptat la chestia asta că e băiețel? Adică, clar, vocea e de băiețel, nu? Adică n-avem nicio emoție că este fetiță. Numele nu-l mai am din păcate cu acel crom, pentru că noi trebuie să luăm PES-ul. Recompensele sunt aceleași, dar cred că cel mai bine și cel mai bine, haideți să-l cumpărăm, să și completăm acest PES și să luăm skin-urile, pentru că are și skin-ul această Kit. Pe lângă faptul că ea arată așa, de fapt el, bă, trebuie să zic el, frate, îmi vine de la pisicuță să zic ea. Are skin de 29 de gemuri și uite, o să luăm chiar acum 29 de gemuri sau 1000 de blinguri și un fel de pisică pirat, mârtan pirat, Billy the Kit. Ați văzut deja poziția de win, da? Este foarte tare poziția de win. Aici se joacă cu gemotocul acesta și aici se joacă cu bomba, că skin-ul e cu o bombă. Deci am înțeles eu, cei de la Supercell ar vrea ca să mai dea un buff, de fapt ci că vreo două buff-uri, ci că statisticile astea n-ar fi cele finale. Dar uite ce tare, arată două chestii schimbate și aici are și o abilitate specială în care își încarcă superul stând pe loc. Cât despre Mastery, după cum observați, acestea se recompense, le avem player icon, acesta, ce tare, New Pin care se lovește așa peste față și Mio, player titlu Mio, wow! Se putea mai bine, dar e ok. Cât despre profil, 6000 viață, movement-ul este very fast, damage-ul este de 1600 pe o gheară, ca să spunem așa, superul 2600 în total odată ce se urcă în spinarea adversarilor, o să vedeți și chestia asta, dar totodată are abilitatea când tu te pui pe colegii tăi, ca el să dea un 4000 damage de la distanță, bro, insane. Și superul carry me dă tot așa 1600, jump and attack. Deci e la fel, asta dacă te duci pe adversar. Dar vedeți că atacul este diferit, pentru că prima este atacul lui simplu, iar cel de-al doilea cu gemotocul acesta este de 4000 odată ce stai în spinarea colegilor tăi. Și o să vedeți cât de caterin că e lucrul acesta. Cât despre pinuri, are o grămadă, dar cel mai bine și cel mai bine ar fi ca să vă las și vocile acestui brawler, acestui Kit, ca să le vedeți cât de tari sunt. Oh, did I smell tuna? Of course, I'm possum. Gotta go lick myself. Feline? Feline good.
Live, love, laugh, and lick. Crying cat face. Smartphones, stupid people. Feline frenzy. Making everyone else look good. Well done. Smartphones, stupid people. Come on, let's get physical. Physical. Making everyone else look good. Well done. Friends forever! You are gonna cry, aren't you? Friends forever! Ce fain spune acolo! Ok, acum hai să discutăm puțin despre gadgeturi. O să vedeți că o să se transforme un fel de box unde o să se ascundă timp de 5 secunde și încarcă și superul cu 100% mai rapid. Al doilea gadget se numește Cheeseburger și odată ce se urcă în spinarea colegilor săi, își dă și lui Hilda și colegilor, ceea ce e tare odată ce dă gadgetul. Star Power-ul acesta mi se pare foarte tare, că odată ce iei Power Cube-ul îi dă cu 200% mai mult power. Adică insane Brawl-ul ăsta, o să vedeți imediat cât de bun e Brawl-ul ăsta. Și după aceea avem Overlay Attach, asta odată ce se urcă în spinarea colegilor săi, va sta cu 5 secunde mai mult. Deci ăsta pot spune că este de solo mai mult Star Power-ul și ăsta ar fi de 3v3 ca să joci cu el. Și acum ca să luăm și skin-urile, ca să testăm poziția de win și de a lose a lor, am completat PES-ul, cam așa arată el. La primul tier avem 1000 de blinguri și încă 1500 de blinguri. După aia player icon-ul acesta, dar ne dă coins-uri, noi l-avem deja și vi l-am arătat. Recompensele sunt aceleași, nu este nimic schimbat aici, 1000 de coins-uri și încă 1500 de coins-uri. De fiecare dată trebuie să iei recompensele de aici pentru că sunt ascunse. Și da, știți deja că din acest PES și din PES-ul nou iei 150 de gemuri dacă îl cumperi. Și da, dacă îl cumpărați și voi din anul nou, de gen din ianuarie, să-mi dați tag pe Instagram pentru că o să pun pe toată lumea cei care o să cumpere PES-ul, Stumble PES-ul, bineînțeles. Trecem așa pe departe, gen nu mai stăm să mai pierde tipul. Uite aici, în loc să-ți dea brawler până la Epic, ție îți dă 1000 de credite. 1000 de credite din acestea să le dai pe ce brawler vrei tu, mai ales dacă vrei să deblochezi kit-ul. După aceea trecem așa, trecem, top 50 de taiere are. Stai că noi trebuie să ne oprim cumva, aici mi se pare că îți dă... Oh, da, aici sunt în seamă recompensele bonus. De tot timpul treceam eu peste ele și nu le vedeam, pentru că nu le mai arată la anumit timp. Deci, avem în primă fază primul skin care arată așa și este legendar din ce știu eu. Ia uite-l. Miau. Bine, avem și emo, după aceea l-avem pe acesta. Aici sunt doar culorile modificate și schimbate, nu sunt ceva wow. Nu știu ca să zici că chiar merită pe deplin. După aia avem aici așa și brol pe skin-ul. Ia uite-l, bro. Și ăsta arată fain. Sunt 3 skin-uri, practic, pe care ți le dau cei din PES, adică băieții ăștia din PES. După aia avem și Star Drop-ul ăsta legendar, ia să vedem ce poate să ne pice de aici. 1000 de coins-uri, no way. Deci PES-ul este același, doar că îți dă progres și recompense. Și ia să vedem, brodere. Luăm prima dată Kid Boxer. Ia uite. Asta este poziția de win a skin-ului. După aia, ăsta este la fel. Și cam așa arată culoarea. Vocea nu este schimbată, absolut nimic nu se întâmplă. Uite, ăsta îmi place mai mult, sincer. Vreau să spuneți care culoare vă place vouă cel mai mult. Mie îmi place mai mult ăsta. Ăsta mi se pare așa, mai nasol, nu știu cum să zic. Ce e drept că nu apare niciunde că este skin legendar sau ceva de genul, doar ți arată aici că poți să le iei doar din Brawl Pass și nu mai poți să-l mai cumperi după aia absolut deloc tot anul. Acum cel mai bine, haide să vedem poziția de lus a brawlului default, pentru că mai mult ca sigur ăsta este la fel, de fapt ăsta. Și după aceea să vedem și la Kid Boxer care sunt pozițiile de luz, chiar curios. Poziția de luz a brawlului default este asta, băi, cât de drăgălaș e, bro. Ia vezi, mă, cămușcă din acel ghemotoc. Tare, tare, chiar îmi place, e una simplă, dar îmi place. Iar a skin-ului din PES, atât? A plecat ghemotocul pe lângă el, doamne, dar uite ce față de supărat are, wow. Acum haide să-l testăm și cel mai bine ar fi cu primul gadget și cu primul star power, dar din păcate asta cu power-up-ul nu ne va ajuta pentru că o să intrăm la solo și o să vedeți imediat și cu superul la fel o să se întâmple pentru că avem nevoie de colegi ca să testăm toate aceste chestii. Dar, în mare parte să vă arăt așa hitul, uitați-vă cât de mare este, e destul de interesant, sincer, 6000 este viața, iar fiecare hit este 1600. Odată ce ai superul încărcat și dacă tu te duci pe robot, nu se va întâmpla absolut nimic pentru că practic decât la adversar real, la brawler poate să dea. Deci 1, 2, din 3 hituri, din 4 hituri și calcă super. Wow, cât de rapid. Uite, dacă sar aici pe roboțel, nu se întâmplă nimic. Îmi va da doar damage și atâta. Partea ce mai fain este cu această cutiuță. Deci dacă tu vei intra în cutiuță, uite, hai să dăm superul cel mai bine. A, da, și dacă vrei să te duci foarte rapid, poți să dai superul să ajungi rapid. Dacă intrăm în cutiuță, superul nostru nici se carcă mai rapid. Și practic suntem invizibili timp de 5 secunde. Nu ne pot vedea adversarii. Și uite, vreți să facem un test cu roboțelul acesta? Să vedeți că ei nu o să ne vadă de la distanță. Uite, deci aici trage în mine, așa perfect, bro. Dăm superul. Gata, acum ne punem în cutiuță.
Normal că a avut un hit deja pe drum, dar nu mă vede. După aceea, după ce ies din cutiuță, gata, m-a văzut. Dar un lucru foarte interesant este că e la fel ca la leon. Dacă tu te duci cu cutiuța pe lângă el, te poate vedea. Vedeți acel ochi? Deci el te vede acolo, chiar dacă te duci pe lângă el. Deci trebuie cel mai bine să stai la distanță. Dar de ce este la distanță când probabil ăsta este de apropiere? Probabil doar ca să dai gadgetul așa, bam, bam, bam. Și după aia se duce așa cu super, bam, și să-l iei prin... Mamă, dar fii atent că poți să sari... Bro, lasă-o naiba, tu poți să sari cu superul și să stai în cutie în continuu? LOL, și poți și să ataci? Vreau să vedem chestia asta. Neapărat, bro. Deci ne încărcăm superul, da? Bam, bam, bam. Încă o gheară, let's go. Gadgetul și l-am dat și fii atent că încă suntem în cutie, dar dacă atacăm, ne scoate din această cutie. Wow, e foarte interesant lucrul acesta, chiar îmi place. Deci singura modalitate este tu să folosești asta și să sari pe inamic. Dar tu imediat cum ai dat hit-ul, cum gata, brother, oricum te-a văzut. Dacă sari cu super și ești aproape de el, chit că ești în cutie, chit că nu, te-a văzut, asta e clar. Acum vreau să luăm unul dintre skin-uri. De fapt, da, o să luăm pe ăsta scump și după aceea o să testăm și cu Billy the Kid. Hai să luăm, uite așa, că îmi place foarte mult culoarea aceasta. Schimbăm cel al doilea gadget. Acesta trebuie să-l folosim pe colegi neapărat, pentru că altfel nu avem nicio șansă. Iar cât despre Star Power, tot la fel pe colegi. Dar haide să intrăm în match, să vedem cum este efectul. Partea cea mai ciudată este că skinul ăsta trebuie neapărat să te folosești de colegi. Asta este aiurea, deci în mare parte brawlerii de 3v3 sau de duo, să spun așa. Ia să vedem. Hitul, bă, destul de frumos, are efect acolo, chiar îmi place. Dăm aici să ne călcăm superul și... Wow, n-a făcut nimic. Și nici nu puteți să dăm gadget, vedeți? Că trebuie neapărat să fii atașat de un caracter, de un coleg. Haideți să intrăm și să testăm locul acesta. A, da, și că despre skinul Billy the Kid nu este nimic schimbat, doar că e culoarea aceea, e puțin așa mai închis la culoare. Dar în rest nu are efect, nu are super, nu are absolut nimic schimbat. Uite, aici putem să dăm și superul și același lucru. Ca să fie treaba mult mai distractivă, am intrat pe Haze. Și să vedem pe el primo. Prima dată trebuie să ne încărcăm și noi superul neapărat cu acea Jackie. Bine că avem Jackie la echipa adversă. Hai mă, el primo. Aulu, bă, cât de rapid a murit acolo, no way. El primo, nu te duci să te bați? Nu? Nu servește, a? Bun, acum, ne punem în spatele lui el primo. Dăm gadgetul. Wow, 4800 viață, bro. Și dacă dau superul, pot să ies din spatele lui El Primo, adică nu voi mai putea sta pe el. Asta e un lucru tare, că tu poți să ieși instant odată ce ai folosit acel super. Hai să dăm aici un hit. Bam, sărim în spatele lui El Primo și acum dăm hiturile astea așa. Wow, e un fel de dana mai, bro. Bă, și vezi că îi regenerezi viața odată ce stau în spatele lui, bro. La son naiba cât de OP poate să fie. Hai mă, El Primo, mișcă-te. Doamne, deci eu pot să văd perspectiva lui El Primo. Voi observați? Ia. Nu te cred că dau 4000. Mamă, mai dau și splash. El Primo, sunt în spatele tău. Ia uite, îi dau heal, bro. Și mai dau și așa 4800. Doamne, ferească-mă sfântul, pot să dau cu o mutaim? Vreau să sar din spatele lui. Cât de complex poate să fie acest brawler, mi se pare incredibil. Ia uite, am sărit în spatele lui și culmea este că eu acum am HP-ul lui El Primo, bro. Cred. Deci odată ce moare El Primo, voi muri și eu. Deci nu are rost ca să sar din spatele lui. Doamne, sunt ca o maimuță, nu sunt ca o pisică. Deci până la urmă din HP-ul care îi lipsește, îi încarcă viața 40%. Și voi ați văzut, era o viață de 4800. Chiar și mie, chiar și colegului meu. Bă, dar partea ce n-am înțeles eu acolo, că mie nu-mi scade HP-ul. Cred că doar a colegului scade HP-ul. După aia despre Star Power l-ați văzut, e cu 5 secunde mai mult. Deci asta neapărat trebuie să-l folosești la 3v3 acest Star Power. Acum haideți să vă arăt și din punct de vedere al adversarului. Când îmi încarc superul, ce se întâmplă? Ia fii atent. Îmi dau cutiuța, nici nu mă vede asta. Dar uite, dar cum am avut ochiul acela, cum a văzut, brodere? Vreau să sar în spatele tău! Opa! 1600, i-am dat damage, 250, dar după aia, după ce am sărit din spatele lui, îmi va da damage acel Frank. Ceea ce, sincer, nu e chiar așa de caterincă și de amuzant. Vreau să mai dăm încă o dată. Ia uite și de Frank, bro. Am sărit în spatele lui. Nu pot să atac, nu pot să fac absolut nimic. I-am dat acolo damage, am mai sărit în spatele tău. Mamă, dacă de rapid mi-am încărcat superul, bă, băiatule, bă! Doamne, păi o să fiu foarte nervat că o țin car super foarte rapid. Dar tu trebuie să sari neapărat și să spamezi acel super, bro. Ia, am sărit. Bun, acum îl spamăm. Sărim, încă o dată, hopa. Ți-am dat stun. Uai de capul meu, pisica blândă zgârie rău. Ți-am dat o dată stun. Bă, ce am făcut lui Frank? Bă, și cât aș pe are, voi vă imaginați? Adică l-am bătut rău de tot. Hai, la fel îți voi face. Pisica blândă, zgârie rău. 250 cu 250, doar atât i-am dat? Opa! Ce ai făcut, șefule? Bam, 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 bam. Nu, m-a omorât! Asta e ciudat, că durează foarte puțin ca să stai în spatele lui.
Opa, mamă, cât de rapid am sărit. Dar chestia e că dă și damage 1600 cu 250. Deci 1600, 250 cu 250 dă un fel de 2000 și ceva. Ceea ce e destul de mult. Atât din nou spatele dau. Deci 1600, 250 cu 250. Ah, n-am apucat super-ul, bă. N-o să fie un brawler foarte bun cu tanci, mai ales cu brawler care dau foarte mult damage din apropiere. Dar o să fie un brawler enervant. Mamă, și de la ce distanță? Bine, bine, poți să faci și chestia asta, să te duci pe lângă el ca să nu-ți dea hit-ul și să-l păcălești cumva. Bă, da, frânică, ăsta m-a nebunit, bă. Bă, m-a nebunit. Bă, boții ăștia sunt incredibili, bro. Cât despre star power-ul acesta, n-am înțeles foarte bine ce face, dar ar fi cel mai bine să intrăm pe solo să vedem diferența de damage. Deci avem două soluții. Ori bat chest-ul acesta și îmi dă 2 power-up, ori îmi dă mai mult damage decât normal. Ia să vedem. Deci avem 1600 damage, da? 1600, am luat un power-up. După aia ne ducem pe cel al doilea. Cât dau acum damage? 1600, da? 1920. Bun, 1920. Sărim pe ăsta aici. 2240 este damage-ul. M-am mai sărit o dată? Mamă, ce m-a bătut, bro. 2240 a fost damage-ul cu 2 power-up. Acum ar trebui să dea mai puțin damage odată ce luăm 2 power-up. Hai să facem chestia asta. Oh, avem aici, perfect. Dă și splash. Mamă, dă și splash, brother, dar trebuie să știi tu cum să te pui neapărat în aceste chesturi. Deci 2240. Ia să vedem acum cu 2 power-up cât dăm. 1920, da, mă, lol. Deci practic este... Mamă, 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 am ratat acolo. Este mai mare damage-ul odată ce ai power-up față de când nu ai power-up. Easy, bă. Deci 2240 versus 1900 și ceva a fost. Da, deci odată ce ai power-up este cu 200% mai mult damage-ul. Cu cât ai mai multe power-up-uri, cu atât dai mai mult damage. Wow, deci cu 9 power-up dau 3200 pe o gheară, bă, băiatule, bă. Doamne, cât de OP. Și gândiți-vă doar puțin că odată ce o să dau superul, după aceea o să fie și damage-ul mai mare. Wow, 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 e incredibil, man. Deci e incredibil brawl-ul acesta pe solo. Odată ce iei power-up-uri, chiar o să fie foarte bun. Doar că trebuie tot să te folosești foarte mult de super, să ți-l încarci. Și chiar te va ajuta chestia aceasta, să sari în spatele inamicilor. Ia să dăm 4800 pe ghiar. 4800, bro. Mai avem vreun power-up aici? Sau sar direct în spatele lui Ash și dau damage? Ah, păi a luat Ash tot power-up-ul, mânca Ash gura lui. E, nu chiar. Ia. 5440 damage. Bă, și what? Odată ce sar, e instant superul altul la loc. Stai puțin, că n-am înțeles ideea asta. Cu cât e mai mult damage cu atât superul ți-l încași mai rapid. Păi și oamenii ăștia, ce zici, mă, că mai trebuie buff la el? Ce să mai bofuiască? Ok, de data aceasta vom face un test. Vom lua doar 3 power-up și să vedem superul dacă ni se încarcă instant odată ce sărim în spatele unui adversar, bro. Că asta este partea cea mai faină, că am văzut că ți încarcă cam instant superul. Ia să vedem unde este această Pam. Aici este, brodere. Pam? 2560. Bă, uitați-vă cât de rapid își încarcă superul! Aproape de 70% și l-a încărcat. Am intrat la un match ca să testez cu El Primo, pentru că până la urmă cred că ar fi cel mai bine să joci și să te urci în spatele unui brawler tank, cum ar fi El Primo, Frank și așa mai departe. Pentru că trebuie să ne încărcăm superul. Bă, 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 bă. Gata, El Primo, în spatele tău sunt. Ia, că m-am pus în spatele lui Pam. Îți dau heal, Pam. 3840, Pam. Aici suntem, cei mai buni prieteni. Bă, dar și 4000 de match când dau. Ia uite, ia uite, bă. Sunt din perspectiva botului, bro. Doamne, ia să vedem, sărim în spatele lui El Primo. Îți dau gadget. Bă, ce s-a întâmplat? Suntem aici. Pam, nu da gol. Bun, nu da gol, mă, lasă aici să ne mai distrăm și noi puțin. Păi ce facem? O ne distrăm, ori nu ne mai distrăm. Vreau să mă urc în spatele lui El. Bă, iară la Pam. Lasă-o naiba. Îți dau heal, Pam. Heal la greu. Bine, aici suntem. Ia să vedem, îl dau o sora damage. 4000, bă, da, știi care e faza? Că dacă se mișcă un brawler foarte ciudat. Gata, vreau să ies din spatele lui. Am ieșit. Acum sunt pe treaba mea. Ajută-mă aici. Așa, mă, frățiorul, lasă că dăm gol mai târziu. Acum am urcat în spatele lui El Primo. El Primo, sunt aici. Aolo, nu, m-am urcat gen pe ăla, pe adversar. Doamne, ce ciudat. Gata, El Primo, în spatele tău sunt. Ăștia suntem, bro. Cei mai buni prieteni. Bine, îți dau și heal. Îți dau și heal. Du-te cu ea până în poartă, până în poartă, până în poartă. Bine, mă, botule, mă. Doamne, să fie Caterinca rău. De-abia aștept brawl-ul ăsta. Mai degrabă îl aștept pe ăsta decât Mico. Nu știu, mi-a dat o chestie de asta de a vrea să-l iau foarte rapid să joc cu el. De data aceasta am intrat la solo pentru că vreau să-l testez pe solo. Brawl-ul ăsta o să-l joc cel mai mult la solo, cu siguranță. Haideți să facem chestia asta, uite așa, bam, bam, bam. Dăm power-up-ul ăsta. După aia ne facem cutiuță. Opa. Aici suntem. Ia vezi că ne-a văzut, dar după aia nu ne mai vede. După aia mergem aici și dăm hit. Miau.
Gata, ăștia suntem, avem și super încărcat. Acum dacă vine un inamic, imediat îl batem. 2245 de damage-ul cu 2 power-up, acum o să am un damage mult mai mare. Poco, Poco, ia vino încoa. Vino să te văd o șmecherie, Poco. Sunt curios, dacă sar acum pe Poco, o să-mi încarc superul instant. Ia. 2880. Bă, e aproape de instant, efectiv. Acum cred că dacă voi sări pe Shelly, e instant, bro. Superul. Deci cu power-up, cu cât ai power-up mai mare, cu atât superul se încarcă mai rapid. Ceea ce mi se pare super aiurea, nu știu. Și incorrect, că poți să dai super în continuu pe inamic. Aici este, am sărit. Bam, ia uite, sunt pe Shelly, da? Și am mai stat dată. M-am îndat super asta. La limită, doamne, nu mă mai satur, bă. Nu mă mai satur de brawlerul ăsta. Vreau să mai dă un meci de solo. Oricum, partea interesantă este că poți să-l folosești și la 3v3 fără să ai probleme, dar neapărat să te sui în spatele unui coleg ca să poți ataca de la distanță și să dai damage. Hai să dăm aici hiturile astea ca să luăm power-up-ul. Mult este până iei primul power-up, pentru că dă damage foarte mic. După aia, odată ce ai luat power-up-ul, deja te ajută enorm. Hai să ne facem cutiuță, să ne cărcăm superul mai rapid. Let's go, bro. Și am sărit în spatele lui Colt. Easy. Îi dau un hit, încă un hit și asta a fost. Nasol este de brawlerii care dau foarte mult damage din apropiere. Ia să vedem, Bibi. Hopa! Ce-ai făcut? Ce-ai făcut, Bibi? Și mai sar o dată în spatele tău. Hopa! Ce-ai făcut, Bibi? Ha-ha! Alo! Doamne, cât de enervant e! Dacă ziceați de Mico că e enervant, luați brawlerul ăsta. Ia să vedem aici. Easy. Mi-am încărcat superul instant. Și am dat o singură gheară. Na, deci nu-i posibil, bro. Cred că o să am un brawler din nou favorit de solo care să joc. Nici nu se pune problema ca să nu le iau din prima zi, credeți-mă. Probabil că ăștia de la Super Saiyan, acum cei de la Brawl Stars, creează brawler atât de buni, atât de puternici, ca să te facă să-i cumperi, că după aia posibil să fie atât de buni încât să primească nerf. Opa, a murit botul singur, bro, și o-l căutam pe toată harta. E păcat totuși să nu dăm și pe un 5v5 un match. Am dat ca să se încarce superul mai rapid decât normal, să putem avea acolo superul să sărim în spatele colegilor și de a da damage. Ia uite cât de rapid se încarcă superul. Asta e dacă stăm gen pe loc și nu facem absolut nimic. Vreau să sar în spatele cuiva. Ăștia suntem, bro. Aolo, a murit, da, mă sui în spatele astuia. Îți dau heal, bro. Mamă, ce heal i-am dat, nu te cred. Bă, ce a făcut ăsta? LOL, s-a mișcat Chuck și m-a mișcat și eu practic odată cu el. Ia uite cât de ciudat se mișcă Chuck. Oh, bă, nebunule. Poți să vezi ce face botul, gen vezi perspectiva lui, bro. Ia uite, acum m-am dus din spate. Ok, vreau să mă duc acolo la distanță, să fug practic de inamici. Poți să faci chestia asta cu superul. Cum mare parte poți să folosești superul cu cap. Ia uite. Bam, bam, mi-am încărcat cât de era. Bro, mi-am încărcat două superuri acolo. Pe bune, gen, chiar e tare, bă, frate, bă. Ia, ne suim în spatele astuia și dăm aici damage, îți dau și heal, bro. Tot ce trebuie, aolo, a murit. Miau. Nu. Wow, bă, m-am ferit de Piper. Vorbesc serios, bro, că n-am fost acolo în bomba lui Piper. Ia să vedem, suntem pe lângă vreun coleg, ceva. Suntem la Chuck. Aolo. Miau. Miau. Încă o dată. Uite, bă, ce sar pe spate. Aolo, bă, ce-a făcut acolo, Irel? Doamne, mă duc pe Crow și îmi dau și heal. Ia vezi pe asta, ia vezi tactica asta. Wow, al super, bă, și încarcă prea rapid superul, pe bune. E prea de tot, frate, păcat că ăștia sunt slab, rău. Ia uite, am sărit de aici din spate, în spatele lui Crow. Hai, du-te, Crow, Crow, fugi. 4000, 4000, dau și astuia 4000. Bă, se mișcă foarte ciudat boții. Nici nu poți să dai seama unde se duce, în ce parte. Cum să ataci și tu? Ia, sărim din nou în spatele lui Crow. Aoleu, a fost în rază mai mare decât normal ca să pot sări. Ia să vedem aici, aici, aici. Sărim în spatele ăsta. Mi-am încărcat al super. A, da, mă, că ți încarci superul. Că am aia cu superul, mă, să ți-l încarci mai rapid. Corect, 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 bro. Da, gata, îmi dau seama că nu o să fie. În mod normal nu o să ți încarci așa de rapid superul. Miar, miar, sar și în capul tău. Mamă, ce se întâmplă cu meciul ăsta, frate, nu mai dă nimic. Nu dă nimeni gol. Se termină așa doar cu 1-0. Haide, băi, faceți și voi ceva. Na, gata, dă-i damage. Ok. Mor prea rapid, boții, mă. Ia, poți să faci și tactica asta cu mingea, să te duci mai rapid. Cum am dat golul ăsta, mă? What? Cum am dat golul ăla? Nu înțeleg. Bă, de-abia acum am văzut pe replay. Eu am spamat hitul în continuu până s-a dus mingea aia la colțul hărții și a dat gol.
Mamă, frate, asta e ca la fotbal, de cu replay-ul ăla. Doamne, ce gol fără să vreau. Cam aceasta a fost prezentarea și a noului Brawler Kit. Sper că v-a plăcut. Un like mă ajută foarte, foarte mult, mai ales cei care a stat până acum pe episod sau pe premieră. Mă ajută foarte mult să ieșiți acum de pe full screen și să apăsați și voi butonul de like. Nu uitați de codul meu de pe shop și dacă cumva n-ați înțeles, nicio problemă. Poate să vin într-un episod în care o să vă prezint Brawlerul ăsta la 1v1, dar nu o să fie atât de bun din apropiere la 1v1 la solo, pentru că el se folosește foarte mult de super. Asta e ideea acestui Brawler. Și cu toate acestea, ne vedem mâine pe live. Nu uitați, o să luăm pe Mico și o să pușăm cu el la solo. Toate cele bune, sărbători fericite alături de cei dragi. Pa, pa! Subscribe.